Propunerea legislativă privind statutul de autonomie al Ținutului Secuiesc vizează crearea unei entități statale distincte, paralelă cu statul național unitar român. Este raportul Comisiei pentru Administrație Publică din Camera Deputaților. De cealaltă parte, inițiatorul propunerii legislative, deputatul UDMR Culcear Gheorghi, este de părere că maghiarii din România nu cer decât ceea ce li se cuvine tuturor națiunilor europene. Nu dorim doar modificarea granițelor, noi dorim doar autonomie teritorială a Ținutului Secuiesc în interiorul statului român, a mai susținut el. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare autonomizarea județelor Covasna, Harghita și a unei părți din județul Mureș și constituirea lor ca regiune autonomă cu personalitate juridică în cadrul statului român.